Ok, hai să vedem repede. Ce lipsește aici? Punctul de tangență. Da? Avem un punct de tangență care ar trebui să vină și el aici. Rotim și îl oprim fix pe linia ce unește centrele. Da? El de aici îl ridici. Trebuie să coincidă pe aceeași linie. Da? Deci ar fi aici un T1', un T2', da? Între astea două de aici. Stai că avem probleme cu mouse-ul. Un T3, da? Restul e ok. Nu e rău. Aceeași situație. Hai să vedem volumul. Nu înțeleg de ce într-o parte. Habar n-am, nu mă interesează. Trebuie să nu fie, nu-l fă, da? Cel mai simplu. Hai, îl luăm și de aici și îl punem. Așa, și neapărat punctul de tangență, încă o dată. Da, foarte bine, dar marchează axele astea. Dacă începe să iasă GD-ul, nu mai e așa de alien. Foarte bine, dar marchează axele neapărat, da? Adică nu învățăm o chestie, uităm alta, da? Neapărat marchează axele, te rog, da? Foarte bine, restul. Hai să vedem hexagonala asta întoarsă. Da? Și poate și o pentagonală. Foarte bine. Vă place voi să le trimiteți la unghii așa. Nu înțeleg de ce. Dracu știe. Aceeași chestie ce ziceam mai devreme, da? Punctele la... probabil ar trebui să mă pun ceva, gen 20 de flotări, ceva scris de 500 de ori, da? Ca să... Să intre în creier, poate. Da, un punct de tangență care trebuie să vină aici. Da? Și luăm frumos, îl aducem aici foarte bine. Da, foarte bine și aici. Dar nu uitați că astea din stânga și din dreapta sunt de construcție doar. Un cozonac începe așa de acord, se face marcele astea din interior, imediat o să dau de un cozonac un pic mai finisat. Să discutăm acolo, foarte ok și aici. Da, piramida care stă pe față, da, foarte bine. Am marcat axele, am marcat, foarte ok. Da, foarte bine, da, bun, 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 da, și cu... Da, dar încearcă să nu... Nu prea înțeleg, da, chestiile de genul ăsta. De ce ar trebui să fie o mică distanță aici? De ce? Ce e aia? A cui e? Da, nu. Hai să punem și noi ăsta prins fix cum trebuie lângă. Fix suprapus pe desfășurată, da? Da, mergem. S-ar putea raza de aici să nu fie aceeași, știi? Să fie un pic mai lat. Da? Și nu uita că toate elipsele se văd frontal ca linii verticale, da? Chit că sunt elipse. Mă rog, ar fi cercuri, că este tehnică. Aici se văd ca cercuri, foarte ok. Dar poate aici au un pic de tot niște mochiuțe. Foarte ok. Da. Da. Ar fi ceva de genul ăsta, de acord, dar la un moment dat, la un 45 din ăsta, ele vin drepte. Că vin generatorile drepte, foarte frumos reprezentat. Cam ăsta ar fi, da, cozonacul. De ce rupem aici la GD? Foarte bine. Da, și ar trebui să fie din ce în ce mai mic pe măsură ce se duce pe generatoare, da? Bine și aici, da, cu umbrițele. E, n-am putea pune problema cum vin umbrele astea în, pe plan. Dar ar trebui să iei aici, să-i faci umbra pe verticală și după aceea umbra pe plan orizontal. Sunt două proiecții astea care se unesc, probabil. Și astea aici, unde o să taie, urcă și se unesc cu asta altul. Da, foarte ok în rest. Da, și aici foarte bine. Da, chiar e ce trebuie. Nu uita, poate poți să marchezi aceste puncte de tangență.
Da? Unde se intersectează. Vine de aici, duce așa, vine aici. Da? Se duce pe paralelă, vine un T1 prim. Caut să găsim un exemplu unde sunt chiar făcute cum trebuie. Da, foarte bine și aici. Avem puncte de tangență? Cred că da. Da? Da, poți să le zici în română. Trei sfere inegale. Da? Nu trebuie neapărat în engleză. Deci, la Cluj vorbești în engleză. Zic aia că ai... Da? Nu ești patriot. Da? Bun. Hai. Puncte de tangență. Foarte bine. Foarte ok. Dar marca și voi axele alea. Da? X aici. Y. Prim Z. Da? Da, punctele de tangență. Punctele de tangență, punctele de tangență. Aici ce e discuția, ar trebui să vină semicerc și am dat vine drept peste, știi? Și cred că ăsta ar putea să fie un pic mai închis ca celălalt. Nu știu dacă ăsta arată și aici. Aici, da, e corect. Dar aici s-ar putea să nu arate, așa că vine o elipsă în interior. Știi? Cred că vine un pic mai cam ca ce e aici, știi? Un pic mai în interior. Și simetric o să fie și aici, da? Cum e asta? Lasă o umbră specială. Îmi place umbra asta. Asta e complet reinventată, nu? Hai, te rog, eu 60 de grade și orizontala. Eu nu înțeleg de ce nu e centrul ăsta proiectat. De ce ai vrea să faci muncă de asta multă, așa, pur și simplu? Nu? Nu e centrul ăsta decalat? 60 de grade și orizontala, nu l-ai principiu? Foarte bine. Hai să punem aici caroiaj. Nu trebuie boscheții aici, ca să nu pară că iese de pe foaie. Da, un pic de umbriță pe aici. Cu o balustradă aici. Merge. Ia, ce avem aici? Da. Bun, hai să luăm niște albastru. Să-i dăm pe umbrițe. Deci că o flacă de ce avem aici. Hai să-i punem totuși umbrița purtată. Elefanțelul ăsta n-ar strica să aibă și el un pic de umbriță purtată, știi? Un pic de umbriță proprie, știi? Și ce zic? Și aici o umbriță purtată. Asta e mizeria de Photoshop, de pixuri. Dar și aici o umbriță purtată, da, fiind cade pe sticlă. Și zice neapărat, deci să o luăm așa, unu, umbrițele purtate. Unu, umbrițele purtate. Și aici, și aici. Doi, umbra asta, da, uite, tot umbrițe purtate. Doi, accentele. Da, să-i dăm niște albastru pe unde e nevoie. Trei, poate și niște albastru pe umbra proprie, da? Să fie un 80-20 la colorat. Foarte bine. Îmi vine să crestea un pic, are o problemă Photoshop, nu ia din comenzi. Marcați, vă rog, axele, da? Y primul aici, da? Foarte bine. Hai să mai vedem la axonometriile astea, să fie plină foaia, da? Nu e rău. Dar vezi că aici undeva o să vină pe drept. Da? Și să vină punctată aici. Și cu umbrițe purtate. Foarte bine, numai că aici trebuie să vină mai în interior umbra asta. Da? Că uita să o faci în interior. Da? Foarte bine. Hai, 60 de grade și orizontal unde a mai rămas. Să facem și aici umbrele astea purtate, da? Care vin și urcă. Încearcă să-i faci și o reflexie de asemenea. Da, să dublezi pe înălțime. Să-i dai un fundal pe lângă. Da? Vezi că aici se întoarce. Foarte bine. Hai, griușor pe aici. Griul lui pe lângă. Și cu puncte de tangență și tot da și marcate foarte bine.
Revenind. E ok în continuare. Da? Da? Cozonacul, uite-te cum au făcut și colegii tăi, da? Să mai vină aici elipsele din spate și să vină alea de pe mijloc. Foarte ok în rest. Da, și aici foarte bine. Ciudat un pic pentagonul ăsta, e cam lunguiață așa de a merge. Da, foarte bine, Luca, foarte bine, da. Da, marcate astea foarte ok. Poți să întrești un pic umbrițele să fie mai strong. Da, să fie de 3 mm, foarte ok. Nu prea înțeleg eu 100% ce e asta. Nu știu, stai să mă gândesc, ar putea fi o de asta. Vezi că ce lipsește o muchie. Și aici asta urcă de aici și mai vine o muchie așa, da? Nu știu ce e asta. Dar nu cred că e corectă. Dacă îți place să le întorci, vezi foarte bine. Da, e corect asta făcut, cred că este. Da. Marcat tangențele neapărat, da? Ai văzut că am mai discutat în cealaltă parte a corecturii. Foarte bine. Da. Axele marcate. Umbrițele purtate. Da? Foarte bine. Ah, când ne-a ținut glanda pentru începător cu GDO, da. Ca să nu uităm, să ștergem astea, da? Nu prea face sens. De ce dracului ai avea o sferă de o mărime și după aceea o ai? Asta mă ia la... Da? E criptonita mea, inconsistențele astea în logică imense. De ce ai avea o sferă cu o anumită rază și o aduci în mijloc și deodată schimbă raza, se face mai mare, crește, se umflă, da? Nu, să fie tot raza aceea, da? Și a început axonul. Ok, da, marchează neapărat axele, puncte de tangență, cum am făcut mai devreme și cum am dat în exemplu la colegii tăi, da? Le pui aici și după aceea le cobori în plan și le aduci pe dreapta cele unește centrele celor două sfere, da? Și marcat, am marcat axele, am zis, și cu axonometria cu umbrele purtate. Da, merge. Da. Hai să întărim umbrița purtată. Hai să punem un pic niște umbrițe purtate pentru asta, măcar să zicem că ar fi cât de cât paginat cumva. Știi? Da, simularea foarte bine. Hai să terminăm tot așa, umbrițe purtate neapărat, da? Să faci mai mică clădirea asta, nu trebuie să fie dita mai bestie, da? Numai să fie calitativă. Atunci te oprești. Foarte bine, da. Da. Dar iarăși nu are absolut niciun sens. Sau are? Îmi dau seama. Nu, e ok, e ok. Aici nu are sens însă. Nu există partea asta de aici, da? E doar o semisferă. Da. Ai marcat axele. Întărit muchile astea de contur. E ok, cam puțin, asta pot să zic sigur. În loc să faci o... Mi-ai trucat ce am zis, știi? Cu ambele planșe începute. Tu alitera, tu ai luat o planșă, tragi o linie și zice că am început-o. Nu. Hai să încercăm să nu... Și așa, deci ar trebui cât de cât să fie corelate cele două elemente, nu mai negri, asta vreau să zic, să nu mai negrești chestii. Lasă-le așa normale, desen de linie, da? Și trebuie corelate elementele, iarăși, cam intuiția că ăsta, ceva aici în apă, dacă prea se ridică pe multe deodată, știi? Multe pătrățele, probabil că aici trebuie să se ducă până jos.
Elipsa. Da. Foarte bine, tot la fel, elipsa, da? Cum facem elipsa asta? Păi am zis probabil la pregătire, dar nu a intrat, nu? Ok. Da, deci asta ar fi înălțimea și asta ar fi lățimea, da? Fix din cum am tăiat volumul. Înălțimea vine așa. Înălțimea vine așa. Da? Special și pentru elipsa asta altă. De aici ar trebui să vin. Da? De mijlocul de aici și mijlocul de aici. Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Mă uit la astea mai extreme să vedem dacă e ceva care a scăpat, dar nu pare să fie tot ok. Bagă la cozonac, dacă vrei să... Da, ar trebui să se întoarcă un pic peste astea, știi? Și astea să nu uităm că sunt drepte aici, că sunt la 45. Foarte bine, rest, da. Și puncte tangență și tot foarte ok. Asta să fie o bifă, dar Photoshop-ul nu ia normal, aparent, se rezolvă și asta cumva. Dar nu mai hașura, nu-ți mai bate capul cu hașura, chiar n-are sens aici. Da? Foarte bine rest. Ai putea să le construiești un pic mai întărit, ce-i drept. Da? Da, foarte bine. Și aici... Da. Sferele merge. Și cu astea începute, da, și e făcută asta tehnic, da, foarte bine. Da. Foarte ok. Aici, în schimb, e o problemă. Muchiile astea n-ar trebui să existe aici. Da? Și asta chit că este arc așa. La un moment dat trebuie să se întoarcă la 45, știi, drept. Și aici e punctat spate. Da? Și nu, e, nu sunt echidistante, sunt radiale. Știi? De... Nu prea înțeleg eu astea ce sunt aici, nu? Ce dracu? Recunosc că aici am, iarăși mă ia, că e inconsistență logică din aia. Aici e, sunt semicerc, nu? Semielips în cazul ăsta. Da? Foarte bine. Foarte bine, rest chiar foarte ok. Da. Să vedem axonometrile. Te oprești foarte bine. Foarte bine. Da. Foarte ok. Hai să mai umplem pe aici cu niște piramiduțe, ceva. Cozonac. Trebuie să fie semicerc aici, da? Dar uite-te la corectura celorlalți colegi, da? Nu, no offense, am făcut aceeași corectură de, da? Mai multe ori. Nu e nimic super special. Da? Și neapărat, și în umbră, încearcă să nu prinzi muchiile astea. Foarte bine. Făcută planșa ca de o persoană cu obsesie. Foarte bine. Hai, să întărim conturul acesta de umbriță purtată. Da? Foarte ok. Da. Am marcat axele tot. Da, aici lipsește o dreaptă. O să-i pui umbriță ăstuia ca să aibă și el umbriță purtată. Ia și mie face probleme Photoshop un pic. Da, da, este foarte ok. Da, foarte bine, foarte bine. Uite ce s-a clarificat complet desenul ăsta de linie pentru tehnic. Da, la cozonac. Uită-te un pic și la corecturi, dar, în principiu,
lipsele astea, încă o lipsă aici. Hai să vedem cum se duce asta în interior. Da? Foarte bine, și aici am mai curățat din desenul de linie, bă, nu bine să... Făcut-o Photoshop-ul. E foarte ok, da? Trebuie întărit un pic aici, mai clar, da? Hai că și aici am progresat foarte, foarte bine. Se vede silința, chiar se vede. Începe să fie tehnicul ăla curat, cum trebuie, știi, pentru admitere. Foarte bine, 3 luni de zile de la zero, foarte ok. Da, foarte bine și aici, uite-te, jap. Toate punctele de tangență sunt puse, dar le poți pune și în axo, dacă insisti. Da, foarte ok. Rama asta nu convențională a ta, da. Uh-huh. Da, Ștefan, nu știu de ce n-a luat celălalt ăsta. Celălalt, cealaltă poză ce ai trimis-o, am încărcat-o odată ca un screenshot. Încercați să le faceți, nu știu, cu, cumva cu telefonul să fie 100% PNG sau JPEG, să nu fie alte formate. Luăm de aici. Ha. Și pune lățimile pentru asta, la fel și aici. Și pune lățimile. Da? Da, foarte bine. Nu mai, parcă am zis să nu mai hașurăm zonele astea micuțe când se pune nouă pata, da? Foarte bine, aici vine lipsele astea. Și de acolo ne iese chestia asta, da? Trebuie să vină umbrele astea, nu știu de ce, îl rezolv în data viitoare. Cum poate să meargă totul perfect? Nu, este foarte ok. Umbriță purtată aici. Iarăși, nu le mai hașurați. Vă rog, nu mai hașurați astea, da? Vă scad un punct la toată lumea care le-a hașurat. Nu le mai hașurați, trebuie să fie din desen de linie. Eu dacă l-am hașurat pe cameră, pe video, l-am hașurat ca să dea bine pe cameră, să vadă contrastul. Nu-mi imaginez că l-am făcut să fie artistice. Cozonacul ar merge hașurat, că e interesant, așa e ciudat. Dar astea simple de tangență, nu. În niciun caz, da? Hai să facem marcele astea pe interior. Da, oficial s-a dus în aibii. Da. Da, arcele astea pe interior și după aceea cum se întorc. Da, ai văzut și exemplu la colegii tăi, ai puncte de tangență? Nu. Aș pune și puncte de tangență, da? Fix aceeași gândire ce am zis-o și mai devreme, da? Luată și aplicată și aici. Cam ciudat asta. Dacă nu e egală în proporții. Da, și trebuie să vină și aici. Foarte bine. Da, merge. Da, ai trimis aceeași planșă de două ori, fantastic. Nu uita să-i pui vederea asta să fie întărită și ea, da? Și o umbriță purtată aici, un 60 orizontala. Mhm. Da, merge foarte bine. Mă, nu vine să fac. Trebuie să fie mereu un imbecil undeva, care sigur a tras skill-ul și a făcut software-ul ăsta să pice la anumite chestii. Da, asta e planeta pe care trăim. Da? Și acum atrage colectura de aici în jos.
Bun. Super. Da. Foarte ok. Și tangențele tale, ai pus și pe alea foarte bine. Da, foarte bine, piramidele. Bun, Simon, aici problema e că macheta asta este primitivă. Adică, ți-am zis, mie nu-mi plac machetele, nu dau doi bani pe ele, adică, sincer, sunt sincer, mi-aș da la laser mereu să le tai, dar asta arată primitiv. Și nu o să... Și dacă o să lase cea mai pozitivă impresie posibil, știi? Nu știu ce să zic să-i faci, că nu... Știi? Pune-i neapărat aici undeva sticla aia. Faptul că nu se închide aici cauzează au o reacție foarte neplăcută. Vine să vomit, adică mă uit la asta și zic că cine... Da? Cine dracu a făcut așa ceva? Știi? Îmi pare rău, dar asta e cu machetele. Trebuie să arate de un standard, știi? Da? Pune-i, te rog, balcoanele alea. Pune-le plexi de la transparent. Nu mă interesează, nu contează. Doar să fie, să pară că e mai muncită un pic, da? Pune-i neapărat intrarea, da? Cu rampă din aia. Pune-i boscheți neapărat, nu știu cum, ceva în jur, știi? Să nu pară că e expediată, știi? Da, nu știu, ia tu brădulezi din aia fății sau etică ce crezi tu, știi? Da? Foarte ok aici, îmi place genul ăsta de grafic, este foarte bine. Dar macheta, ți-am zis, o să scadă pentru asta, da. Și Ștefan, ăsta al doilea, da. Imaginea a doua. Asta e greșit. Da, și aici e greșit, evident. Iarăși, nu știu, nu înțeleg de unde vine. Parcă vi se oprește creierul deodată. Cum se oprește software-ul ăsta, vezi? Nu vrea să ia arc, ia linie. Da? Magic. Magie care n-aș vrea să mă de-a face, sincer. Poate o puteți stârpi, da? Cum rezolvăm cu software-ul, rezolvăm și cu creierul, da? Deci trebuie să fie triunghiile astea opuse, trebuie să fie egale, da? Da? Și în cavalier este fix la fel. În rest e ok. Chiar e foarte ok. Iar și nu hașurați că nu e nevoie. Chiar nu e. Nu aduce niciun pic de beneficiu desenului, da? Da, și vezi că recapitularea punctele de tangență, să încercăm să umplem foaia, să vedem cozonacul putem hașura, fiindcă ne dă un pic de calitate în plus. Da? Na, în rest e mult tehnic acum punctele de tangență și umbre purtate. Pentru cine are grafică, hai să scoatem contrastele cum trebuie și special la bord mașina aia, da? Dacă sunt întrebări, le aștept, da? Pe Facebook, îmi spui din prima. Bun, și ne auzim, pa, pa!